Bună ziua și bine ați venit la o nouă emisiune De ce anima, emisiunea dedicată iubitorilor de animale. Și pentru că suntem în anul electoral, anul în care suntem chemați la urne pentru a vota la nivel local, la nivel parlamentar, la nivel de președinte europarlamentare, am decis să facem un demers unic în România, în premieră, și anume să invităm pe cei care ne cer votul până la urmă să discutăm despre programul lor în ceea ce privește politicile pentru animale. De ce? În România avem aproximativ 11 milioane de animale de companie, 4.100.000 de câini, 4.500.000 de pisici, plus multe alte animăluțe, deci avem o populație foarte importantă. Conform Eurostat, 50% din gospodăriile din România au cel puțin un animal de companie. Și am decis să ne concentrăm și pe București. Am invitat toți candidații, trebuie să fac această mențiune în deschiderea fiecărei emisiuni de acest tip. Invitația pe care am adresat-o candidaților a fost pe toate canalele posibile, e-mail, social media, telefon, pe toate canalele. Unii candidați au decis să accepte invitația, alții nu sau nu au răspuns până în acest moment. Ei bine, astăzi ne vom concentra pe cea mai importantă funcție, chiar și din România a doua după președinte, și anume cea de primar general, cei care ne cer votul pentru a gestiona capitala noastră. Singurul candidat care a acceptat până în prezent și această dezbatere, și o să vă spun de ce menționez și această dezbatere, este Sebastian Burduja. Bună ziua, Sebastian! Mulțumesc că ai venit! Salut, Tudor, și mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru tot ce faci și faceți! Mulțumesc că ai acceptat această invitație. Am spus și această invitație pentru că este a doua noastră întâlnire. Noi am lansat un apel din partea de data aceasta a comunității iubitorilor de animale și a posesorilor de animale la o dezbatere publică în Parcul Izvor, deci în centrul Bucureștiului, și chiar și acolo ai fost singurul candidat care a acceptat această dezbatere, să asculți mesajele cetățenilor, să ne transmiți ce intenționezi să faci, cu ce echipă vii, ce proiecte ai. Și ai venit acolo și alături de Daisy, care este cățelușul tău, care recunosc, l-am văzut pentru prima dată și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este o simpatică și jumătate. În basen, da. Da, da, da. În primul rând aș vrea să te întreb, pentru că avem o structură pe care vreau să o respectăm pentru a asigura o dezbatere echitabilă și pe aceleași reguli pentru toți candidații. Cine este Sebastian Burduja? Pot să zic că am trei copii acasă, plus Daisy, pe care o consider tot un copil. 3 plus 1, da. Și m-am întors în țară în 2016, am stat 12 ani în America, poate prea mulți, dar am studiat, am muncit acolo. M-am întors cu gândul să fac ceva, un gând care știu că te-a motivat și pe tine și cred că te motivează în continuare. Și eu m-am întors un pic mai aproape din Belgia, exact. 11 ani, suntem exact, aproape. Exact. Și cred că, până la urmă, ține de generația noastră să demonstreze că se poate, că schimbăm lucruri, că schimbăm mentalități. Și în ceea ce privește animalele de companie, și România trebuie să vină în rând cu lumea aceea spre care ne uităm, cu admirație, și spunem că vrem o țară ca afară. Eu nu vreau o țară ca afară, vreau o țară ca acasă și care să fie mai frumoasă, mai prietenoasă, mai primitoare decât țările în care noi am trăit și muncit. Să știi că fac o mică paranteză, sunt absolut de acord cu mitul acesta al vreau o țară ca afară. O țară ca unde? Dacă ne uităm la câteva sute de kilometri de noi, în orice direcție am merge, în nord, în sud, în vest, ori avem războaie, ori avem crime și violență la cote la care noi sper să nu ajungem niciodată, avem situații economice dacă ne ducem mai în jos. Diferite. Deci, într-adevăr, vrem poate doar să luăm niște bune practici și experiența ta din Statele Unite sunt sigur că își poate pune o amprentă foarte, foarte bună în ceea ce înseamnă administrația locală. Ești deputat, ești ministru al energiei. De ce candidezi pentru funcția de primar general al municipiului București? Pentru că pot să fac foarte mult bine din poziția asta și nu singur, cu o echipă. Sunt în București, viața de la... Din a doua parte a anilor 80 ne-a trimis înapoi în locurile părinților, bunicilor, deci în Piatra Neamț. În 96 revin în București, fac școala 11, apoi Colegiul Național Mihai Viteazu, plec în străinătate și întors de 8 ani de zile. București are un potențial absolut fantastic. Aceasta nu spun toate datele economice. E un oraș care e dinamic, are un mediu privat fantastic. Are oameni care se mișcă repede și în cartea mea povestesc la început ce m-a marcat pe mine în copilărie, venind din provincie, în capitala țării, și anume viteza
trecătorilor pe trotuare, pe trecerile de pietoni. Oamenii sunt, efectiv, vor să facă lucruri, îi simți. Problema e că i-a ținut în loc de foarte multe ori administrația locală, statul. Le-a pus piedici, n-a creat condiții, n-a avut un dialog cu mediul privat, cu mediul asociativ. A fost o primărie închisă cetățenilor. Nu există o audiență în 4 ani de zile, că fiecare bucureștean are o problemă. Bun, ca primar nu poți să te vezi cu toți sau te vezi câteva minute. Nu ai avea timp minute. Fizic să te vezi cu toți, dar da, între toți și niciunul există și o cale de mijloc. Corect. Și cel puțin delegi pe cineva, îi rezolvă problema, un consilier sau cineva din primărie, cred că ține bun simț. Și da, cred că punând oameni potriviți la locul potrivit, venind cu un suflu nou, cu o nouă generație, chiar putem duce orașul ăsta între primele capitale ale lumii. Și sper că nu e nimeni șocat de ce spun. Cred că am uitat să visăm înalt. Ne cramponăm în probleme mici, dar în același timp ele sunt problemele noastre cotidiene. Faptul că avem parcuri neîngrijite, mizerabile, faptul că avem sectorul 1 plin de șobolani și nu numai, tot București. Faptul că nu avem căldură și apă caldă. Adică astea sunt probleme de, nu știu, de secol 20, nu de secol 21. Și o durere pe care o am vorbit cu foarte mulți bucureșteni zilele astea, fix asta e. Pentru că ei au probleme de genul acesta, care sunt simple, țin de a fi un bun gospodar la primăria generală. Și când le povestesc despre cum ar trebui să avem pasaje subterane, despre parcuri noi în București, despre lucruri care par complicate, dar nu sunt pentru un oraș de talia Bucureștiului, spun, domne, na, nu mai putem să credem în nimeni și în nimic. Am fost prea mult timp dezamăgiți. Eu cred că reușim să dăm semnalul unei schimbări în București. Cei care au mai fost la primărie au avut șansa lor, am știut ce pot. Eu vin cu altceva, vin cu un plan concret, vin cu o echipă din care fac parte și oameni care iubesc animăluțele de companie și toate animăluțele și vin cu niște rezultate pe care cred că le-am avut și la energie și la digitalizare într-un termen scurt, muncind și de fapt cred că ingredientul secret e să pui echipa la treabă, să-ți pui încrederea în oamenii tăi, le dai mână liberă și îi lași să facă, să-și urmeze pasiunea. Spune-mi, ai spus de acel 3 plus 1 din familia ta, da. De Daisy. Ce căței, ce animăluțe ai? Deci Daisy este unul, ai mai avut, este primul tău cățel. Ce... Hai să stăm la de ce animă. Trebuie să vorbim într-un cadru relaxat. Știu că este campanie, știu că toată lumea e agitată. Prefer dar când o discuție. Dar Daisy trebuie scoasă și în campanie. Am trăit-o și eu asta cu butelie. Eram obosit, rupt și totuși era momentul meu de relaxare și de plăcere să plimb așa 20 de minute, jumătate de oră sau să-l iau cu mine în campanie, lucru pe care l-ai făcut și tu. Spune-mi relația ta cu animalele. De când eram mic am avut căței. Primul a fost... Șucran, așa i-am pus numele, nu mă întreba de ce. Eu stând în Bruxelles, pentru mine Șucran e un termen foarte auzit. Dacă strigi Șucran, cred că se întorc mai mulți oameni decât tine. Fabulos la Piatra Neamț, un mix între dalmațian și dog german, ceva de genul ăsta. Foarte tare. Foarte mișto. Ce tare. Da. Și după aceea am avut un Rottweiler, care a fost feblețea mea, Sam îl chema. Mi-a lăsat o urmă la eclipsa de soare din 99. Da. Când era sărac un alt, nu știa ce se întâmplă și m-am apucat eu să-l trag afară din cușcă să vadă eclipsa și m-a capsat. Foarte bine. M-am învățat lecția. Dar un câine fabulos și sunt realmente îndrăgostit de rasa asta. Da, extrem de inteligent și foarte, foarte afectuos și foarte protectiv cu familia. După care, ce să zic, practic 3 baseți. Trei baseți, este al treilea baset. Fred, Henry și acum Daisy, da. Tu ești cu baseții cum sunt eu cu boxerii. Eu am avut 4 boxeri. Ador baseții. Ce știi despre baseții? Ia să vedem. Nimic nu e întâmplător la ei. Exact. Ei au fost construiți astfel încât să fie un foarte bun câine pentru vânătoare. Au al doilea cel mai bun nas din lume, după Bloodhound. După Bloodhound, corect. Și de la lungimea urechilor care le aduc mirosul către nas, vârful cozii este alb. Sunt... Au înălțime redusă, da, să poată să strecoare, să miroasă mai așa. Și
E un câine care nu aduce, nu e un retriever, deci nu poți să nu ți aduce mingea înapoi sau jucăria înapoi și nu ți aduce vânatul înapoi. Înțeleg că rolul e că n-am fost la vânătoare nici cu Daisy, nici cu Henry, nici cu Fred. Da, da, da. Mă bucur să aud asta. Nu da. Nu sunt niciun vreun vânător nici sau vânător, pescar. Nu, dar nu înțeleg că da. Pe vremuri când au folosit la asta, se duceau lângă vânat și de asta au și un lătrat foarte puternic, să poți să-i auzi de la departe. Da, e diferența între Beagle, Daisy. Ia-o pe Daisy, o avem chiar aici în imagine. Imagine, exact. La întâlnirea de care spuneam, confirmăm, este o dulceață. Și într-adevăr, acest tip de câini de vânătoare nu sunt retrieveri, adică ei nu aduc, ci ei doar semnalizează. Și sunt niște câini minunați, ador baseții. Skip, boxerașul meu, ultimul meu boxeraș, cel mai bun prieten al lui a fost un baset. Până când într-o zi au decis ei că sunt la pubertate și nu mai e cazul, dar au făcut puppy class împreună, disciplină de bază, îl cheamă Lafayette. Ce tare. De fapt îl cheamă, sper că mai este în viață. Skip a murit un pic prematur. Pare rău. Spune-mi, Sebastian, uite, dacă tot ne uităm la aceste imagini, acestea sunt din Parcul Izvor unde ne-am întâlnit. M-am bucurat să te întâlnesc acolo. Am văzut multe persoane care au venit cu câini. Am văzut și o colegă care a venit cu pisici. Cu pisici. Da. N-a fost cel mai inspirat loc, dar le-a ținut din fericire, le-a ținut așa. Spune-mi, ce mesaj primești de la toți cetățenii cu care te întâlnești, care fac parte din această comunitate? În București, dacă e să ne raportăm așa la statistica pe care o avem din partea Federației Kinologice Internaționale, și anume 4.100.000 de câini în România, să zicem plus minus 10%, ar însemna undeva în jurul a 400.000 de câini în bazinul București. Putem să includem și Ilfov și să mergem și mai sus. Corect. Te întâlnești în campanie, sunt sigur, și cu persoane care fac parte din această comunitate. Cum privesc ei? Care este opinia lor? Care este pulsul lor față de ce este în București? În primul rând, e remarcabil că foarte mulți români au animalțe de companie. Cred că spune multe despre noi ca popor chestia asta. Bun, avem și noi uscăturile noastre. Dacă am văzut acte care trebuie, cum să zic, condamnate și făcut exemplu din oamenii care își bat joc de animăluțe. Nevoile sunt, iarăși, cumva de bază. Nu vrei să ai un loc civilizat unde să-ți plimbi cățelul, de exemplu. Nu? Să poți să-l scoți într-un parc sigur, iluminat noaptea, să poți să mergi pe iarbă pur și simplu. Nu? Acum e cumva... Sunt semne, da, nu călcați pe iarbă, nu atingeți iarba. Da, nu le înțeleg foarte bine semnele. Nici eu nu înțeleg. Adică unde să împlim câinele? La un moment dat, țin minte, am avut o discuție halucinantă cu un polițist local când eram în Consiliul General și eram în Herăstrău. Și mi-a spus că nu are voie câinele meu pe iarbă și l-am întrebat, dar eu am, ce dumneavoastră aveți? Și atunci am făcut rocadă, adică eu m-am pus pe iarbă și Skip pe atunci l-am pus pe alee. Zic, nu vi se pare nimic anormal la povestea asta? Adică, da, o prostie. Da, 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 da. Iar și am stat ani de zile într-o țară în care nu-ți spuneai problema că nu ai voie să-ți plimbi cățelul pe iarbă. În parc. Adică, cu condiția să-l strângi, să strângi după el și să fie curat. Este negociabilă, da. Da. Asta, să ai punguțe în parcuri disponibile, că poate uiți să ți le iei de acasă, dar totuși să le ai acolo. Mi se întâmplă și mie și am văzut câteva dispensere din vremea unui primar liberal din sectorul 1, Andrei Chiliman, da, care a avut foarte multe, exact, foarte multe proiecte, din care recunosc că m-am inspirat și eu în Consiliul General prin proiectele pe care le-am promovat. Și acele dispensere continuă să existe, dar sunt așa, un fel de monumente triste, da. Da, adică sunt goale, sunt în paragină și, așa cum ai spus, aș vrea și eu să am un loc unde să pot să, dacă cumva mă grăbesc. Și mai este un lucru, uite, profit, știți cum e, când prins posibil viitorul primar, trebuie să-ți spun. Eu stau pe Bulevardul Unirii, care este în mijloc, da? Adică centrul Bucureștiului, zona 0, foarte mulți turiști. Eu cu butelie, care este un malinois, deci nu-mi fac griji pentru siguranța lui, dar din punct de vedere fizic, dar eu nu-l mai las noaptea să calce pe iarbă din cauza seringilor de la consumatori de droguri care sunt aruncate acolo și nu este singurul loc. Și știu că nu este subiectul neapărat al discuției noastre acesta al drogurilor, dar iată cum acele lucruri impactează și pe noi când ne plimbăm câinele. Spun multe despre oraș și despre un fenomen scăpat, din păcate, de sub control.
Cum putem combate acest lucru? În primul rând să conștientizăm. Am făcut azi o chestie simbolică, dar fiind azi o spun. Am depus cu Monica Nisi un proiect legislativ în care, prin care 31 mai devine o zi în care conștientizăm riscurile consumului de droguri, zi națională. Și ea permite autorităților locale, societății civile, mediului academic, școlilor să facă, nu știu, campanii împreună, să explice elevilor, studenților riscurile la care se expun, să interacționeze cu oameni care și-au revenit după ce au fost victime ale consumului de droguri. Genul ăsta de povești te fac până la urmă să nu fii tentat. Sau poate ești tentat, totuși spui, Dumne, nu. Când vreau să-mi bag joc de viața și de libertatea mea. Deci o dată conștientizare. Doi, sancționarea drastică a traficanților. Mă gândesc inclusiv la o intervenție legislativă. Pentru drogurile de mare risc, pedepsele cu închisoarea sunt cam la maximum permis în momentul ăsta. Dar de multe ori în procese, ele sunt date fie cu suspendare, fie tot felul de reduceri. Adică lucrul ăsta nu poate să ajute situația. Cred că poliția locală, municipiului București și la nivelul sectorului, are un rol foarte important. Nu i-am văzut pe polițiștii locali implicați. Am văzut, de exemplu, în sectorul 1 că s-a scos paza din școli. Adică, iarăși, nu sunt măsuri care să facă lucrurile mai bune. Program de supraveghere video a zonelor cu risc, cred că vorbeam și noi, nu? Se știu, în mare măsură, se știu aceste zone cu trafic și consum de droguri. Eu, de exemplu, zona mea, eu știu să-ți spun că pe vulturilor în spatele, deci fostul cartier Evreiesc, pentru cine este din București cunoaște foarte bine, sunt câteva adrese, da? Vulturilor numărul 9. Dar se știe, adică nu e ca și cum eu aș face parte dintr-un cerc din ăsta, adică se știe foarte clar. Și acolo sunt locuri în care într-adevăr se și mai sunt pe prin spatele pe la Sfântul Gheorghe. Și repet, și lucrurile 2, strada Viitorului, zice strada Heroinei acum. Poftim. Deci sunt și atenție, repet, 5. Eu privesc acest fenomen și din perspectiva, ți-am spus, posesorului de câine, căruia este frică ca al meu câine să nu se înțepe pe iarbă și atunci prefer să merg cu el pe trotuar ca să fiu sigur. Și atenție, supravegherea video mai este, poate să ajute din mai multe perspective. Făceai referire la concetățeni de-ai noștri care nu au o atitudine responsabilă, pentru că trebuie să conștientizăm și acest lucru. Abandonul animalelor care poate să fie combătut tot, adică prin supravegherea video să poți să combați mai multe elemente și sunt puncte în care se găsesc în continuare câini abandonați, pisici abandonate, animale, etc. Deci acestea sunt, mă bucur că ai și acest lucru. Pentru mine poliția locală e un instrument cheie al primarului și am văzut lucrul ăsta și la Oradea și la Cluj. La Oradea, în mod special, poliția locală e de multe ori în civil. Dacă te prinde că încalci legea, arunci o hârtie pe jos, te-a amendat pe loc, te-a ars. Dacă te prinde din nou, te-a ars și mai tare. Și până la urmă, oamenii învață că nu pot să facă orice în oraș. Și cred că e cel mai corect lucru. Așa cum noi când mergem în străinătate și vedem un oraș îngrijit, cu străzi curate, cu oameni respectoși, cu fațadele clădirilor care nu sunt mâzgălite cum sunt cele din centrul capitalei, nu ne permitem să aruncăm ceva pe jos, așa și la noi trebuie să facem. Ce ți-ai propus în mandatul tău, în viitorul tău mandat de primar general, ca măsuri pentru zona aceasta a animalelor? Da. Există acest lucru în programul tău? Există. Și dacă da, ce măsuri? Există, de asta sunt și aici, de asta am venit la dezbatere și de asta vreau să lucrăm în continuare împreună. Pentru că eu nu cred că un om sau o instituție a statului are monopol asupra soluțiilor bune. De cele mai multe ori ele vin de la societatea civilă, de la experți, oameni care efectiv asta. Pe asta vreau să zic, Sebastian, am o veste bună pentru tine. Tu nu trebuie să fii expert nici la asta, nici la termoficare, nici la droguri, dar trebuie să ai oameni cu care să poți să discuți și să vii cu implementarea lor. Deci din aceste discuții, și mulțumesc mult pentru tot feedback-ul pe care mi l-ai dat de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, pot să spun, sunt lucrurile iarăși de bază. Să avem instituții publice pet-friendly. Am văzut chestia asta la Ilfov, cred că s-a întâmplat lucrul acesta și Hilde Tudora, care e acum candidat la Consiliul General și va fi Consiliul General din partea PNL, a fost un pionier în acest sens, împreună cu Hubert Tuma de la CJ Ilfov.
Hubert face niște lucruri foarte bune. Ilfobo s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani. Mi-aș fi dorit când eram eu în Consiliul General să îl am și pe el președinte, da, și pe Hilde acolo și să putem să colaborăm împreună. Poate că pe viitor o să reușim, pentru că Bucureștiul fără Ilfov, asta este un lucru pe care trebuie să-l înțelegi și tu ca viitor primar și toată lumea. Bucureștiul nu poate fi tratat ca o entitate separată, ca o cetate. Este mai degrabă, din perspectiva animalelor, vorbeam de abandon, este exact ca o barcă, dar care are niște găuri. Câinele nu face diferența între șoseaua de centură, să zicem Mogoșoaia și sectorul 1. El migrează. Și atunci Ilfovul, dezvoltându-se foarte, foarte, foarte mult, apar șantiere, apar populații de câini și există, care migrează și care încep să apară. Deci dacă nu avem o acțiune coordonată din acest punct de vedere, nu vom reuși niciodată. Deci așa cum în străinătate e o chestiune de normalitate să te duci la primărie să-ți rezolvi o problemă și să intri cu cățelul sau cu pisica, sau, în fine, dar așa trebuie să ajungem și la noi. După ce se deschid instituțiile publice, cred că și mediul privat se poate deschide. Restaurante, cafenele, am umblat cu toții, nu știu, în Franța sau în alte țări, unde e o chestie de normalitate, de bun dublat, simț. Dublat, și asta cred că este... Poate urmează să spui și acest lucru, nu știu, dar trebuie dublat și de o educație a posesorilor. Pentru că eu nu pot să intru cu câinele meu, care să latre, să tragă, să marcheze, ca să nu spun să-și facă nevoile. Trebuie să fie un câine educat sau, mă rog, o pisică sau orice ar fi. Adică lucrurile astea merg împreună. 100% de acord, pentru că dacă nu merg împreună, atunci efectul va fi invers. Exact. Și societatea va reacționa și va spune, domnule, ne pare rău. Și după aceea... Cei care au animalțe de companie și au un comportament civilizat vor avea de suferit din cauza celor care nu au învățat aceste lucruri și nu le aplică. Apoi, condițiile în adăposturile pentru căței din capitală. Înțeleg că sunt proaste, sunt nepotrivite. Aici, fără menajamente, o să spun că sunt lagăre. În 2017 am inițiat o strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor, pe care colegii din PNL au votat-o, deci a fost votată în unanimitate. Ciprian Ciucu, care era consilier general pe atunci, Strică Bujduveanu, viceprimarul capitalei, cu care am avut mereu o relație foarte bună din perspectiva asta, și au susținut toate proiectele. Și acolo, exact acest lucru, și mi-aș dori să fie continuată această strategie, am spus că ele nu pot continua să fie adăposturi, ci ar trebui să fie niște centre de adopție, astfel încât să le golim, corect, în sensul constructiv al termenului, nu prin eutanasiere, și să le golim și cu măsuri. Mă bucur că ai adus în discuție poliția locală, care să sancționeze drastic, da, orice abandon, orice violență, orice element, să descurajeze după aceea, să nu mai avem câini care să intre, să le golim și, Doamne ajută, să le desființăm, da, într-un sens constructiv. Ar fi idealul. Mă bucur că ai și... Până la urmă, vorbim de un oraș traumatizat din punctul ăsta de vedere. Am avut primari care și-au făcut o țintă din câinii fără stăpân. Da? Asta e realitatea în anii care au trecut. I-au transformat într-o mare problemă. Sigur că poate au fost, dar poate erau să spun, modalități umane prin care să rezolvăm problema, să le găsim stăpâni, să... în loc de... Hingheriadele, acelea au fost hingheriadele. Și știi că spuneai, și uite, ca să punem în contrapartidă, spuneai că îți dorești ca Bucureștiul să fie o capitală europeană și mondială de top. Și eu îmi doresc același lucru. În momentul în care dai pe motoarele de căutare, sau dădeai, mai bine spus, până acum câțiva ani, până în 2014, 2015, chiar și 2016, la începutul mandatului meu, dădeai stray dogs, câini fără stăpân, îți apăreau două țări. Îți apărea China în top și România, cu imaginile cu hingherii de pe stradă, câinii bătuți, prinși în crose, deci toate acele care au pus Bucureștiul într-un loc rușinos. Așa-i. Și România într-un loc rușinos. Și am început atunci să schimbăm acest lucru, și asta trebuie schimbat, pentru că nu e admisibil să avem așa ceva. Chiar e o carte de vizită pentru noi, modul în care arată orașul, și nu ar trebui, din contră, să încercăm să atragem evenimente internaționale în zona asta, să ne poziționăm ca o capitală pet-friendly în Europa, pentru că asta îți va atrage turiști, îți va atrage simpatie, îți va atrage o imagine pozitivă, cum merită bucureșteni.
Bun, deci ai poliția locală, ai spus instituții pet-friendly, adăposturile, o modernizare a lor. Accesul animalelor în parcuri pe spații verzi, iarăși, sigur, strângând după animalele noastre, dar permițând acest acces. Ah, ce mă bucur! Nu-i niciun motiv pentru care să nu facem ceea ce se face în orice țară civilizată. Și trebuie dublate și nu știu, de exemplu, eu în America nu exista, Henry, cel albastru, îl aveam atunci, îl țineam fără lesă pe spații verzi, să juca cu alți câini, nu poți să-i ții în lesă, că te încurci în lesă, avem toți problema asta. Corect. Dacă nu e un câine periculos, dacă nu fuge, dacă n-ai problema asta, și sub supravegherea ta, să poți să faci chestiunea asta și să nu încarci legea. Adică, iarăși, în România, astăzi, cum este legea, nu poți să-i dai drumul din lesă, dar ce mă deranjează este că nu avem și o alternativă. Adică avem niște țarcuri, dog parcuri. Nu există vreun dog park. Nici în București, sigur, nu există vreun dog park adevărat. Dar sunt niște țarcuri care, de fapt, sunt un fel de toalete în care intră niște cetățeni, dau drumul la câini. Bun, fie nu strâng după ei sau nu apucă, mai intră alte persoane care nu au câini și care găsesc acolo un loc unde să stea pe bănci rupte, coșuri rupte. Adică dacă ne uităm la cum arată acele locuri, eu nu aș intra cu câinele meu acolo și atunci... Unde îi consum energie? Adică unde îl... Păi eu asta spun. Și în America stăteam la un sfert de oră de un dog park și cred că e o distanță, cum să zic, acceptabilă spre maxim, în care în fiecare cartier, lângă fiecare bloc din România trebuie să avem un dog park. Un loc din asta. Da. Un țarc pentru câini să se joace, pentru că, iarăși, ne face și nouă bine să scoatem cățelul la plimbare, să ne mișcăm, să ne simțim bine. În America era o comunitate frumoasă. Noi de multe ori în București am uitat să interacționăm unii cu alții. Și acolo îți făceai prieteni. Normal, ai aceleași interese, aceleași hobby-uri, povestești una alta, sunt oameni care vin cu pui, te învață cum să le faci training-ul, să-i dresezi, să nu facă. Asta e partea frumoasă la câini. Câinii au talentul de a sparge orice gheață. Na. În momentul în care se întâlnesc două persoane cu câte un câine, nu mai ai nevoie de introduceri sau de ceva. Ei fac introducerea și după aceea ieși și tu acolo. Deci asta ar fi visul meu pentru un București civilizat, în care ai la 15 minute de locuința ta maxim un țarc pentru căței, pentru că sunt totuși multe locuri în București. Nu trebuie să fie ceva foarte mare, dar trebuie să fie civilizat. Și aici contează și ce materiale folosești și să-l întreții. Și să impui niște reguli de conduită. Dar în America ele se cam impuneau de către ceilalți membri ai comunității. Că nu exista să nu strângi după câine de ocă. Îți atrăgea atenția. Dom'le, totuși. Na. Experiența din Statele Unite au niște lucruri foarte bune pe care putem să le importăm de acolo. Inclusiv în politica lor de adopții, care sunt foarte bune. De exemplu, în Statele Unite, pentru cei care se uită la noi, nu te duci și intri într-un adăpost și zici, uite, vreau cățelul ăla. Ai întâi un interviu. Te validează, da. Hai să discutăm. Sebastian, tu ai copii? N-ai copii. Ai o viață activă? N-ai o viață activă. Stai la casă? Stai la apartament? Ai mai avut câine? N-ai mai avut câine? Ce venituri ai? Da? Și pe baza acestor lucruri, ți se oferă câteva opțiuni. După care, ghici ce? Intri pe o listă de așteptare. Așa. În Statele Unite stai pe o listă de așteptare. Așa. Să adopți un câine. La noi intri cu mâinile în buzunar, mai întâlnești câte o persoană care se uită urât la tine, du-te, caută-ți acolo un câine, vino cu el, ți-l dăm așa, îl iei și pleci cu el în lesă. De câine și despre care nu știi nimic după aceea. Și după aia ajungi cu o problemă acasă. Un câine care nu se adaptează. Și după aceea, de multe ori, ei sunt readuși înapoi. Și asta este o foarte mare problemă. Tot cumva în zona asta, cred că e foarte important să ducem la bun sfârșit ceea ce cred că voi ați făcut, recensământul câinilor fără stăpân și, în general, recensământul animalelor din București. Nu? Mai ridicat mingea la fileu, din păcate. Nu, a fost un proiect care iarăși a fost votat în unanimitate, chiar a fost în ultimul an de mandat, după care a venit pandemia, deci în mod... cumva normal, natural, nu s-a putut face, ne-a bulversat. Dar ghiși ce? În pandemie știi cine ne-a salvat? Tot câinii. Mai ții minte
doar posesorii de câini puteau să iasă puțin în să și plimbe. Și mulți au adoptat câini, după care, din păcate, unii i-au dus și înapoi după ce s-au folosit de ei. Da, este o hotărâre de Consiliul General, votată în unanimitate, de efectuarea unui recensământ. Este încă din 2019, un recensământ al animalelor de companie. Nu știu de ce nu a fost făcută până acum. Sper ca primarul actual să accepte și el să vină aici în emisiune și să discutăm despre absolut tot. De asta și formatul este de 1-1, pentru a nu intra într-o capcană din asta de atacuri sau ceva. Și ar fi una din întrebările pe care le-aș adresa: de ce nu am făcut? Pentru că este nevoie. E nevoie și la nivel național, dar Consiliul General nu poate decât la nivelul municipiului București. E un principiu simplu în management. Dacă nu măsori, nu poți administra. Deci dacă nu știi exact datele din teren, cum să faci lucrul ăsta? Trebuie, apropo de a face aceste țarcuri, unde le faci? Nu trebuie să ai o mapare a tuturor animăluțelor din București, măcar a câinilor, dar trebuie să știi exact ca să poți să-ți dimensionezi modul în care construiești orașul. Am apreciat că la întâlnirea pe care am avut-o, pe lângă faptul că ai venit, ești singurul candidat la capitală, cel puțin din ce am văzut eu, care a avut și un material pe care l-ai adus, în care propuneai niște măsuri concrete și un material dedicat, să zic așa, zonei acesteia. Văd că l-ai adus și astăzi. Da, forma este clară. Da? Asta e o formă de un cap de câine și este chiar planul pentru Bucureștiul Pet Friendly. Așa e, și avem și un QR code și planul se poate găsi pe borduja.ro, pe site-ul meu. Acolo sunt toate măsurile. Mi-a plăcut mult și acest citat din Gandhi: gradul de civilizație în societății e dat de modul în care își tratează animalele. Da, e un citat după care mă ghidez și eu foarte mult. E un lucru absolut, absolut corect și spune multe despre noi. Aici avem, pe de-o parte, proiecte care merită susținute. Am menționat deja câteva, inclusiv poliția animalelor, dar și campanii de sterilizări, microcipări gratuite, campanii anti-abandon, educație în școli. Și mi-a plăcut foarte mult ideea asta de terapie asistată de animale în creșe, grădinițe, cămine pentru persoane în vârstă. Da, e un proiect pe care l-am început când am fost în mandat. A durat 3 ani de zile, după care a fost întrerupt, din păcate, în care câini din adăposturi au fost luați și, împreună cu Asociația Chinologică Română, entitatea care gestionează lumea chinologică din România, afiliată Federației Chinologice Internaționale, și cu instructorii de dresaj de acolo, am fost în mai multe locuri, creșe, grădinițe, centre de seniori, Sebastian, centre de seniori, unde sunt câteva imagini care îmi rămân în cap. De exemplu, imaginea unui domn în vârstă, care mi-a spus cu lacrimi în ochi că ai săi copilul l-au mai vizitat de 6 luni și ei stăteau la mai puțin de un kilometru. Vezi, în momentul în care mă întreabă cineva: doamne, de ce iubești câinii? Păi câinile nu trasă niciodată. Câinile, când te abandonează toată lumea, uneori chiar și membrii familiei, cei pe care i-ai crescut, câinile rămân acolo lângă tine. Și asta este o iubire pe care ar trebui să știm. Știi cum e? Câinele este cel mai bun prieten al omului. Eu pun tot timpul și o virgulă, dar omul nu e întotdeauna cel mai bun prieten al câinelui. Și aceste proiecte de terapie asistată de animale sunt foarte benefice. Sunt studiate științific, cu beneficii din punct de vedere social, mental, fizic. În Statele Unite, vine din Statele Unite, da, cu terapia asistată de animale, și asta este un lucru care într-adevăr poate reda. Și atenție, beneficiile pot fi și din punct de vedere al sănătății, deci putem avea o reducere a costurilor 100%, și putem să aducem bucurie în inimile unor oameni care de multe ori, exact cum spui, sunt singuri, sunt uitați, nu sunt tratați corespunzător. Lucrurile simple pe care le putem face. Ce înseamnă pentru tine Daisy? Vreau să-mi spui ce, când spun Daisy, la ce te gândești și la câinile tău. Bucurie și iubire necondiționate, pentru că întotdeauna e cea care mă întâmpină când ajung acasă, indiferent de oră, și întotdeauna se bucură. Și întotdeauna, și dacă plec 10 minute și mă întorc, e la fel de bucuroasă când mă vede. Asta e genial. Știi că avem, când te așteaptă cineva acasă,
copii, soție, partener, parteneră, nu contează. Și cu, mai ales tu în campanie, știi? Și după aia probabil auzi chestia asta, la ora asta se vine, unde ai fost până acum, mi-e foame, ai promis că mă scoți, tati, nu știu ce. Băi, când ai un câine acasă, ăla e nemâncat, nescos, nenimic, el se bucură întotdeauna. Deci asta mi se pare fantastic. E o prietenă, chiar e o prietena mea sinceră și, ce zic, e o alintată. Bine, felul ei să doarmă 20 de ore pe zi, ăsta e basetul. Da, aici confirm, da. Ăsta e basetul, dar e, față de băieții base pe care am avut, este mult mai afectuoasă fetița. Este prima fetiță. Da, da, e mult mai afectuoasă, adică se bagă în mine, e complet altfel. Ăștia erau doi... Independenți. Așa, sictiriți, e basetul, iarăși. Sictiriți în treaba lor, asta nu. Vine, stă la tine în brațe, pe canapea, la televizor, n-are nicio treabă. Tot ce vrei să o iubești, să o mângâi. În Statele Unite, vreau să revin un pic la Statele Unite. Cum ai văzut, pentru că sunt sigur că ai văzut polițiștii cu câinii de serviciu, da, câinii de poliție, cum i-ai perceput acolo față de cum sunt în România? Bun, acolo poliția în sine e o instituție super respectată. Na, sentimentul de a te opri un polițist în America e, nu-l uiți niciodată. Da. Îngheață sângele în vene. Adică e cum vedem în general. Da, chiar așa. Chiar așa. Și bun, ei în general sunt foarte drăguți, dar îți impun respect prin atitudine, prin modul în care ți se adresează. N-ai voie, de exemplu, să cobori din mașină niciodată. În momentul ăla, mâna pe pistol și deja ei sunt în alertă maximă. Mm. La noi, instinctul ăsta e. Când te opri poliția, te dai jos din mașină să începi să parlamentezi. Da, nu există așa ceva. Și da, au un respect deosebit pentru acești câini, care sunt și extrem de bine antrenați. Ei investesc foarte multe resurse. Probabil se întâmplă și la noi. N-am văzut atât de des. Nu se investește atât de mult. Sunt, atenție, și aici mă refer la, avem niște oameni minunați în jandarmerie. Am avut aici invitați de la poliția canină. Droguri. Exact. Câinele bate orice scanner. Adică sunt drogurile grame. Că, bun, la cantitățile mari e ușor, să zic, sutele de, dar la cantitățile mici, nasul unui câine este imbatabil din punctul ăsta de vedere. Ceva ce lipsește la noi și mi-aș dori ca Bucureștiul să dea un exemplu și din punctul ăsta de vedere, și a fost un proiect pe care iarăși l-am votat, iarăși în unanimitate și iarăși nu este implementat, și profit de, și o să le spun tuturor candidaților dacă vor veni, dar îți spun ție acum, este un monument dedicat eroilor câinilor de serviciu, da? Care se numește Max, după Max Ciobănescu German din armată, da, care a murit, din păcate avea viermi la inimă, dar a fost pensionat și de fapt a fost casat, pe atunci se casau câinii. Să-l avem în București, să avem, să dăm semnalul, pentru că în Statele Unite există un cult. Da. Un cult al armatei, un cult al polițiștilor, un cult al instituțiilor, pompierilor. Da. Uite, vorbeai de dalmațian, câinile pompierilor, da? Da. Și același lucru se aplică și la câini. Și asta mi-aș dori să putem să-l avem de asemenea, de pentru respectul pe care îl avem față de... Mai au un rol foarte important în sprijinirea persoanelor cu dizabilități. Nevăzători sau alte persoane cu nevoi speciale. Din ceea ce mi-au spus, nu există un sprijin al statului pentru a le permite să-și ia lângă ei un asemenea câine, care e un câine foarte special și foarte antrenat și de asemenea necesită foarte multe resurse. Nu se găsesc la noi, adică de ce statul nu se implică să e mai rău decât atât. Pregătească astfel. Avem cazuri în București. În București. Și ți le arăt pentru că le știu, că am luat legătura cu ei. De persoane cu deficiențe de vedere, care aveau câine ghid, pe bani mulți, dar sunt niște câini, cine crede că un câine ghid e așa, am luat un câine, l-am dresat un pic, nu, sunt niște câini selectați de mici din linii pentru acest lucru, cu care se lucrează 2-3 ani și de-abia pe la 3 ani este predat, poate să fac asta, pentru că până la urmă viața persoanei este în ochii, nasul, în lăbuțele câinelui respectiv. Exact. Și au sunat, au făcut o rezervare, știu două cazuri. Un caz, Ștefan, care n-a fost lăsat într-un shopping center, și o fată care nu a fost lăsată la restaurant, deși sunase și anunțase că vine cu câine ghid. Deși există lege care permite, da? Aici, vezi, astea sunt chestiile la care trebuie să lucrăm și nu există. Da, ține și de gradul de civilizație al unei societăți. Respect, exact, da.
totuși să faci chestia asta, se pare că nu n-ai pic de omenie. Sebastian, în două minute, în concluzie, de ce, și te las să spui în general, nu doar despre Animăruțe, pentru că am discutat o emisiune întreagă, de ce pe 9 iunie bucureștenii, când se duc la urnele de vot, eu mă voi duce cu butelie, sper să pot să intru în secția de vot, dacă nu o să mă aștepte cu mintea afară, de ce cetățenii municipiului București ar trebui să voteze Sebastian Burduja pe 9 iunie? Pentru că în sfârșit, cred că au de ales un om potrivit pentru primăria generală și nu răul cel mai mic. De ce spun asta? Pentru că am un plan pentru acest oraș pe care l-am lucrat timp de mulți ani și eu în asta m-am pregătit. Dezvoltare urbană și regională. Asta am făcut și la Banca Mondială, asta am studiat. Sunt pasionat de acest lucru și cred cu toată tăria mea că Bucureștiul ăsta merită mult, mult mai mult și poate mult, mult mai mult. Pentru că am o echipă și pentru că îmi place să-mi pun încrederea în oameni pasionați de ceea ce fac și care vin alături, nu din dorința de a câștiga bani, pentru că în administrație n-ai cum să câștigi bani, nu din dorința de a face bani în alte moduri, pentru că asta nu o să accept niciodată, ci pur și simplu din dorința de a lăsa ceva în urma lor, care e o satisfacție și pentru mulți, într-adevăr, o satisfacție care bate orice fel de satisfacție materială, pecuniară. Și în ultimul rând, pentru că am demonstrat pe unde am fost că prin muncă și alături de o echipă reușim să mișcăm lucruri pe care alții le credeau imposibile. Nu știu, un exemplu simplu e cazierul judiciar online, digital. 1.000.000 de români în fiecare an se duceau la secția de poliție să și-l scoată. Acum prin ghișeu.ro e din 3, 4, 5, 10 clicuri. În 2 minute l-ai. Asta a rezolvat o problemă. Pentru mine și echipa de nebuni care și-au propus chestia asta și de care toată lumea a râs, că e ca în citatul ăla, că mai întâi te ignoră, după aia râd de tine, după aia te lupți cu ei și după aia câștigi. Ei, satisfacția de a arăta că în România poți să miști lucrurile de zeci de ani înțepenite e ceva fantastic. Și cred că Bucureștiul poate să fie un model pentru toată țara. Și așa ne uităm la Oradea, ne uităm la Cluj, ne uităm la orașe mult mai mici, gen Siret, nu știu. Participă la toate târgurile internaționale, primarul din Siret. Un om deosebit. Se duce, se implică, atrage investiții, atrage turiști. Bucureștiul e cel mai mare magnet al țării. Și din inerție, aici lucrurile au mers cât de... Adică economia a crescut, dar puteam să fim de 10 ori mai bine de atât. Și asta îmi doresc. Pe de o parte să rezolvăm problemele curente ale orașului, spații verzi, termoficare, iată un oraș pet-friendly, lucruri simple și de bun simț și să arătăm că se pot face și proiecte îndrăznețe. Cum spuneam, rețea de pasaje subterane, o nouă sală polivalentă, o nouă sală de spectacole, pentru că avem George Enescu, un mare festival și nu avem infrastructura necesară. Lucrurile care să ne pună pe harta lumii, pe scurt. Mulțumesc frumos pentru această, și eu pentru tot pentru ce această emisiune. Dragii mei, l-ați avut în fața voastră pe candidatul la primăria Capitalei, Sebastian Burduja, până acum singurul care a acceptat această dezbatere. Sper să nu rămân singur. Și eu sper să nu rămâi singurul. Fiecare este propriul său arbitru. Va judeca după interacțiunile pe care le-a avut cu tine, din programul pe care l-ai, din măsurile pe care le propui și pentru un București pet friendly, ceea ce ne interesează pe noi toți cei care facem parte din această comunitate. Și tu, pentru că facem parte împreună din această comunitate. Dragii mei, până la următoarea noastră emisiune, vă doresc să vă bucurați de animăluțul vostru de companie, câine, pisică, ce ar fi, bucurați-vă în fiecare zi de ei, pentru că ne fac viața mai frumoasă și nu uitați de ce anima. Aici, Radio DGNews.ro, un radio care se citește. Radio DGNews.ro